Inaugurare cu mare fast astăzi pe centura capitalei. Pasajul Mogoșoaia a fost dat în folosință în prezența ministrului interimar al transporturilor Dan Bâlceanu, a premierului Câțu și a ministrului de interne Lucian Bode. Specialiștii spun că este o gură de oxigen pentru traficul bucureștean, însă mai sunt extrem de multe probleme de rezolvat. ~800 de metri. Atât are pasajul rutier suprateran care mută actuala șosea de centura capitalei cu cele patru benzi peste sensul giratoriu de la intersecția cu DN1A Mogoșoaia, dat în folosință în prezența oficialilor. Licitația pentru pasajul Mogoșoaia a început în 2017. După un an, în octombrie 2018, s-a semnat contractul, iar lucrările efective au început în aprilie 2020. Are două rampe, rampa Chitila, 210 metri și rampa Otopeni, 210 metri. Aș vrea să felicit constructorul care a dat în trafic și ne-a ajutat să dăm în trafic acest pasaj cu 6 luni mai repede. Este practic o jumătate de an mai repede realizat această investiție. Și premierul Florin Câțu a fost prezent la inaugurare. Abia a reușit să-și susțină discursul printre claxoanele șoferilor care treceau prin zonă și care știau de prezența oficialilor. Cel mai important lucru este că am arătat că se poate să începi un proiect și să-l termin înainte de termen atunci când asiguri finanțarea proiectului. Îi auzim pe șoferi cât de supărați sunt și e normal. Toți am fi supărați dacă am fi stat în trafic cu orele. Acest pasaj rezolvă o problemă majoră. Practic, finalizarea pasajului Mogoșoaia asigură fluidizarea circulației pe centura de nord a capitalei. O să fie în continuare ceva probleme acolo. Principalele probleme o să fie tot pe spinarea celor care, de fapt, într-un fel, par naveta, oraș, zona periurbană, Mogoșoaia, Buftea, pentru că ei, sau pentru ei, nu s-a făcut pasajul, nu s-a făcut mai nimic. Pasajul este făcut în special pentru traficul și va ajuta în special traficul de pe centură. Problemele nu se termină, însă, în zona metropolitană a Bucureștiului. Aproximativ 100 de kilometri are inelul de autostradă din jurul Bucureștiului, care pare un nesfârșit șantier. Centura capitalei sau autostrada A0 este împărțită în două segmente, nord și sud, și este un imens și nesfârșit șantier. Segmentul sud este împărțit în 3 loturi, toate în execuție, cu termen de deschidere în 2023. Segmentul nord are 4 loturi, 2 sunt în execuție, DN1 Corbeanca, DN2 Afumat și DN3 la Cernica, care face legătura cu autostrada A2. În schimb, porțiunea dintre DN3 în zona localității Cernica și A2 și DJ601 DN1 în Corbeanca sunt încă în licitare. Costul total pentru pasajul Mogoșoaia prevăzut în contract este de 6.800.000 de euro. Pentru toate proiectele de pe centura capitalei, prețul estimat este de 1.076.000.000 de euro.